Bună seara tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de la emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. Una dintre emisiunile făcută acum jumătate de an sau mai mult a avut pe internet o foarte mare audiență, fiind dintre toate emisiunile pe care le-am făcut la această, dintre toate episoadele făcute la această emisiune, situându-se pe poziția 4 sau 5. Atunci vorbeam în acea emisiune despre descoperiri care bulversează știința. Pentru că interesul a fost atât de mare, audiența pe internet fiind de peste 100.000 de vizionări, am considerat că este util pentru toată lumea să continuăm discuția, să vorbim despre o revoluție cu adevărat în știință, despre noile descoperiri care produc această revoluție și care au generat până la urmă un conflict între medicina clasică, între medicina tradițională, nu în sens aia din bătrâni, ci medicina pe care o cunoaștem și aceste noi descoperiri, pentru că descoperirile acestea sunt atât de revoluționare, implică o înțelegere atât de profundă, încât există o rezistență din partea specialiștilor din domeniul medical, din fizică, care nu le pot asimila și preferă să le țină deoparte pentru că nu le înțeleg cu adevărat consecințele și valoarea. Îi spunem bună seara invitată pe care am avut-o și acum un an la acea emisiune. Între timp v-ați mai întâlnit cu doamna lector universitar dr. Mihaela Gheorghiu de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Spuneați că și noastră ați fost surprinsă de succesul acelei emisiuni pentru că nu este un subiect tocmai accesibil, dar iată că asta arată cât de mulți oameni din România sunt preocupați de subiecte care vorbesc despre știința de la graniță. Nu mi-am imaginat că va avea atâta ecou emisiunea, mai ales că aborda niște mecanisme cuantice, niște lucruri destul de complexe și cu atât mai greu de explicat, în așa fel încât să fie înțelese și de un om care nu este neapărat de formație. Tocmai pentru aceea m-am gândit să continuăm demersul pe care l-am început acum o jumătate de an și mă gândeam cum să încep. Am citit despre premiile Nobel din fizică din 2016, care au fost atribuite unor cercetători din două grupuri de cercetare, care au identificat și au explicitat niște mecanisme excepționale prin care materia, în anumite condiții fizice speciale, capătă niște proprietăți inimaginabile. Este vorba în cercetările respective despre descoperirea superconductorilor, superfluidelor. Și citind și încercând să înțeleg eu medicul care ar fi baza mecanismelor care au fost premiate, nu m-am putut abține să nu fac niște analogii cu ceea ce știm noi că se întâmplă în lumea vie și să fiu uimită să remarc faptul că aceste premieri Nobel care ascund cercetări începute de zeci de ani, de prin anii 30 mai exact și culminând cu publicările din anii 80, acestea au fost premiate acum în fizică, am fost uimită să remarc faptul că mecanismele acelea se întâmplă în celulele noastre și fără să fie nevoie de condiții speciale. Mai exact, foarte pe scurt am să descriu mecanismul de la premiul Nobel. Cine este cât de cât avizat știe că legile fizicii cuantice sunt aplicabile doar la nivel subatomic, sunt niște legi ciudate care nu se potrivesc cu realitatea care ne este nouă familiară în fiecare clipă.
Și totuși s-a dovedit, și tocmai asta a fost și premiat în, acum, Nobel, faptul că în anumite condiții speciale și materia macro se comportă respectând legile fizicii cuantice. Deci până acum se considera că, adică oamenii de știință n-au găsit o legătură fizică. S-au încercat tot felul de legături, se încearcă unificări, dar lucruri experimentale care da. Să dovedească acest lucru nu erau așa de acceptate. Iar acum s-a dovedit. Iată, foarte pe scurt despre ce este vorba. Anumite materiale, când sunt supuse unor temperaturi foarte scăzute, doar câteva grade deasupra lui zero absolut, adică minus 273 de grade Celsius, devin absolut uimitoare în proprietățile lor, fluidele încep să curgă fără niciun fel de viscozitate, fără niciun fel de rezistență între straturile lichidului respectiv, iar particulele unui conductor practic transmit câmp electric fără niciun fel de pierdere. Sunt niște mecanisme uimitoare care s-au dovedit că se întâmplă la temperaturi adică foarte scăzute. Sună a perpetuum mobile când vorbim despre faptul că acei conductori transmit. Dar nu, ei trebuie să... Da, un perpetuum mobile în principiu, dar pe perioade anumite de timp și în anumite condiții fizice strict determinate. Da. Iar substratul general al acestor modificări de proprietăți ale materialelor ar fi câștigarea unei coerențe cuantice la nivelul atomilor care compun materialele respective. Deci, iată, este vorba despre apariția noțiunii de coerență care dă aceste proprietăți absolute și care coerență se întâmplă și în procesele biologice. Este din ce în ce mai clamată noțiunea, deși să știți că cercurile științifice sunt foarte rezistente cu toată avalanșa de cercetări și de deduceri, cercetări experimentale și deduceri matematice. Iată exemplu care susține ceea ce v-am spus. În octombrie, cred că pe 8 octombrie 2014, la sediul UNESCO de la Paris, a avut loc o conferință extraordinară care a întrunit niște nume celebre din medicină, din fizică, din chimie, din matematică și biologie moleculară. Mai exact, au fost prezenți Luc Montagnier, un cercetător celebru care a fost premiat Nobel în 2008 pentru teoretizarea și descoperirea împreună cu colectivul său a virusului HIV și despre care am vorbit în emisiunea trecută. Deci a fost prezent Montagnier, a fost prezent profesorul Marc Henry de la Universitatea din Strasbourg, care este un cercetător în biochimie moleculară. A fost un fizician care a vorbit despre coerența în biologie, Giuseppe nu-mi vine exact acum, o să vă spun imediat numele, Carlo Ventura, un alt cercetător, și un matematician celebru, Cédric Viani, este directorul Institutului Henri Poincaré de matematici de la Paris și laureat Fields în matematici, ceea ce ar însemna un echivalent al premiului Nobel în matematică. Toți acești oameni, toate aceste minți minunate s-au întâlnit și au vorbit despre coerență în biologie. Au vorbit despre niște lucruri nemai întâlnite, despre faptul că din toate celulele și din ADN și în urma proceselor biochimice se emit unde electromagnetice care amprentează într-un anume fel celulele. S-a vorbit despre faptul că baza
tuturor comunicărilor și reacțiilor biochimice, este coerența anumitor domenii pe care le constituie apa. Și o să dezvolt subiectul acum. În orice caz, ca un rezumat al celor pe care vi le spun, de fapt, în 2014, această conferință nu a făcut decât să confirme prin metode tehnologice și matematice și fizice superioare ceea ce confirmase Benveniste în 88, faptul că apa are o memorie, lucru pentru care el a fost blamat și practic a murit de inimă rea. Și s-a dovedit că este așa. Și este dovedit, există rezistență mare la aceste noțiuni. În orice caz, dacă vreți, pot să vă spun un lucru de anecdotă. După această conferință care a fost zdrobitoare, care sparge niște bariere în cunoaștere, în biologie și în medicină, la ora actuală, la scurt timp a dispărut de pe site-ul UNESCO și afișul despre conferința respectivă, se găsesc doar înregistrări ale luărilor de cuvânt pe bloguri și singurul care păstrează, cel puțin așa mi s-a spus, care păstrează afișul anunțului inițial al acestei conferințe, este fiul lui Jacques Benveniste. Adică un număr important de savanți au venit și au făcut o demonstrație care sparge tiparele științei, iar reacția celor de la UNESCO și așa a fost să... Nu reacția UNESCO, ci reacția ulterioară. Înseamnă că a fost o presiune a mediului științific foarte mare care a vrut să îndepărteze acel... Nu am date de culise, dar oricum au dispărut... Da. Acum, revenind la apă, pentru că, într-adevăr, este probabil, este cel mai misterios element care există pe această planetă, deși, în aparență, mi se pare că este un lucru comun. Apă, toată lumea știe ce este apa, bea, se spală cu ea. Doar că, dacă pornim numai de la cele patru stări în care poate să existe, adică starea lichidă, starea gazoasă, starea solidă, dar și cea de plasmă la temperaturi de 40-60 de grade... Plasma este starea coerentă. Este starea coerentă. Deci este acolo... starea coerentă și nu se întâlnește doar la un anumit punct critic de temperatură, ci este prezent și la temperatura ambientală în interiorul celulelor și în afara celulelor noastre, în corpul nostru și al animalelor și al plantelor. Dar ca să ajungem până acolo, aș vrea să reiau foarte pe scurt experimentul bulversant al lui Montagnier. Mai descrieți-l odată. O să-l descriu foarte pe scurt acum, pentru că el practic ar însemna la prima vedere teleportarea de ADN. Montagnier, premiatul Nobel pentru descoperirea și teoretizarea structurală și funcțională a virusului HIV, împreună cu echipa sa și cu un colectiv de italieni, mi-am adus aminte Giuseppe Vitiello de la Universitatea din Salerno și Carlo Ventura de la Universitatea din Bologna, au observat că sângele, plasma pacienților infectați cu HIV, infectați cu anumite virusuri, inclusiv virusuri hepatitice, plasma pacienților care au boală Lyme cronic, o să revenim imediat, care înseamnă de fapt o infecție cu un microb numit Borrelia burgdorferi, plasma pacienților cu boală Parkinson, cu poliartrită reumatoidă, cu astfel de boli neurodegenerative, emite niște semnale electromagnetice în zone de ultrajoasă frecvență, între 500 și 3000 de herți. Ce înseamnă asta? Deocamdată este o observație care unește toate plasmele despre care am spus și care a fost extinsă ulterior, pentru că Montagnier și echipa lui au dovedit faptul că
și ADN-ul celulelor umane infectate cu HIV și cu alt microb și virusuri emite în aceeași zonă de ultrajoasă frecvență. Și de asemenea un lucru uimitor, faptul că dacă de la culturile cu anumiți microbi care au fost studiați și care emiteau în această zonă, 503.000 de herți, lichidele de cultură au fost separate și au fost diluate din ce în ce mai mult în diluții homeopate, chiar și diluțiile emiteau în același domeniu de frecvență între 500 și 3000 de herți. Este ca și cum o informație care vine de la bacteria sau virusul respectiv este preluată de lichidul de cultură și apoi de apă. Lucrurile au fost, au atins zona de incredibil, pentru că la unul dintre experimentele lui Montagnier și care viza o bacterie, Mycoplasma pyrum, secvențierea unui fragment de ADN din lichidul de cultură, măsurarea emisiei acestuia în aceeași zonă de frecvență pe care am spus-o adinauri, această frecvență era preluată și de diluțiile între 10 la minus 7 și 10 la minus 14 cu lichidul de cultură din bacteria respectivă care a donat ADN-ul și lucru și mai important, dacă diluțiile respective foarte înalte erau puse în anumite eprubete, care eprubete erau puse lângă alte eprubete cu apă pură, fără niciun fel de element conținut, cât de pură poate să fie o apă în condițiile tehnice actuale de purificare, și dacă acest angrenaj, eprubetă cu filtrat de cultură, de bacterie, și eprubetă cu apă pură, era pus într-un dispozitiv în care se emitea câmp electromagnetic de ultrajoasă frecvență în zona de rezonanță Schumann, adică 7,83 de herți, după 16-18 ore și la temperatura mediului, în eprubeta cu apă pură începea să se emită în aceeași zonă de ultrajoasă frecvență pe care o emitea și... Și aici vorbim despre teleportare de informație. Este o teleportare informațională care n-a putut fi explicată. Lucrurile au, ca să vă termin experimentul, au ajuns în ultima lui fază într-o zonă de absolut incredibil, pentru că au luat eprubeta cu apă pură, au introdus cea care începuse și ea să emită aceleași domenii de frecvență, au introdus materii prime pentru ADN, nucleotide, primări, polimerază, și această eprubetă a fost introdusă într-un aparat termocycler. S-a văzut că după un anumit timp, în eprubeta cu apă pură s-a constituit un ADN, un fragment de ADN 98% identic cu fragmentul de ADN inițial care a fost în lichidul de cultură. Da, mi se pare absolut fantastic. Este fantastic, dar este dovedit. Pentru că ce, adică să fac eu o traducere și să mă corectați dacă să interpretez eu ce ați spus, presupunând că așa interpretează și telespectatorii. Vorbim aici despre faptul că informația în prima fază se transmite fără un mediu de contact, deci pur și simplu se imprimă chiar dintr-o diluție extrem, extrem de mică, da? Într-o eprubetă care n-a fost niciodată într-un contact fizic cu această diluție, da? Se impregnează cu anumită frecvență, iar în momentul în care se bagă niște elemente din care se poate... Frecvența aceea e foarte importantă. Frecvența. Trebuie să fie 7,83 sau în zona aceea sau, mă rog, un multiplu pe această frecvență în general, rezonanța Schumann. Da. Deci este clar că aici vorbim despre faptul că informația care a fost teleportată
în vasul cu apă pură, a avut capacitatea de a organiza materia și să creeze un fragment de ADN 98% identic cu fragmentul originalul, care nici măcar nu se găsea în diluție. Exact. Adică nici măcar diluția nu avea acel ADN. Diluția nu mai avea nici urma urmei de ADN, pentru că era diluție foarte înaltă, 10 la minus 7. Este clar că descoperirea este de o importanță colosală și consecințele sau beneficiile care pot fi născute din capacitatea de a controla acest fenomen sunt uriașe, pentru că, și cu asta o să ne oprim, că vine pauza publicitară, pentru că cunoscând acest tip de frecvențe, înseamnă că, mergând din sens invers, noi putem vindeca anumite boli dacă avem capacitatea să lucrăm la frecvențele acelea, să le modificăm, să le armonizăm. Consecința va fi în fizic, presupun. Lucrurile sunt foarte profunde. Vă dați seama ce zgomot a fost în lumea științifică la publicarea în 2009-2011 a acestor rezultate. Dacă Montagnier n-ar fi fost laureat Nobel, nici nu s-ar mai fi discutat despre el la ora actuală. El este trecut împreună cu tot colectivul într-o zonă de penumbră, într-o zonă și de... Și acum, altfel ar fi fost efectiv eliminat din... Numai că au venit fizicienii și au venit biologii și biochimii și chiar și matematicianul și au ajuns la concluzia că lucrurile sunt deductibile, reproductibile și explicabile științific. Și asta vreau să și discutăm. Ne oprim pe o scurtă pauză publicitară. Revenim câteva minute să continuăm discuția și să vedem ce alte lucruri excepționale, ce alte noi descoperiri care efectiv, dacă sunt luate în serios, obligatoriu revoluționează știința în cel mai profund mod. Revenim imediat. Am revenit. În finalul primei părți a emisiunii am ajuns la, nu la concluzia, ci la sublinierea unor descoperiri extraordinare din știință care spun că oamenii de știință au dovedit faptul că putem vorbi despre teleportare de ADN, ceea ce este excepțional. Continuăm discuția pe începută cu doamna lector universitară dr. Mihaela Gheorghiu de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, cea care ne împărtășește aceste noi descoperiri care revoluționează știința. Nu este o teleportare materială a ADN-ului, este o transmitere de informație care organizează un ADN identic. Care aproape stă la baza organizării unui ADN aproape identic. Da. Și la baza acestei transmiteri de informație stă organizarea moleculelor de apă din filtratul respectiv. Și filtratul ăsta poate fi înțeles și lichidul, apa din celulele noastre și din mediul extracelular. Au studiat apa și au văzut că moleculele de apă care sunt libere, care nu sunt influențate de un câmp electromagnetic, sunt într-o permanentă agitație termică, este forma aceea dezorganizată, acel zgomot termic. Și după ce asupra unui astfel de eșantion de apă s-a transmis o frecvență în electromagnetic, s-a observat că unele dintre moleculele de apă încep să se organizeze. Chiar dacă nu au niște pereți care să le delimiteze de restul, ele creează niște zone aproximativ sferice de ordinul nanometrilor. Dimensiunile acestor zone sunt în principiu egale cu lungimea de undă electromagnetică aplicată asupra apei respective și în aceste domenii, în aceste sfere imaginare, moleculele de apă oscilează la unison. Sunt coerente, se comportă coerent. Și acesta este suportul unor astfel de manifestări. Acesta este suportul pentru că în aceste domenii de coerență ale apei este sechestrată informația. Este sechestrat câmpul electromagnetic care poartă pe el informație sub formă de câmp de torsiune. Poartă pe el informație.
Și aceste domenii de coerență sunt esențiale. O să le explic, o să încerc să le explic și într-o altă octavă imediat. Le avem în permanență în noi și v-aș ruga să vă imaginați astfel de sfere în care se apără împotriva distrugerii, care se apără împotriva entropiei, ca o societate care încearcă să se mențină întreagă. Ei, cum se apără ele? Se delimitează, moleculele de apă se lipesc de anumite suprafețe, de proteine, de lipide, de acizi nucleici, în așa fel încât suprafețele biomoleculelor protejează aceste domenii de coerență care mențin informația în interiorul lor. În aceste domenii de coerență au capacitatea de a orienta, dacă vă puteți imagina, toți ionii care sunt în celulele noastre, dacă ionii respectiv au frecvențe care sunt compatibile cu frecvența care este sechestrată acolo în câmpul, în domeniul de coerență al apei, ionii se organizează în jurul acestor domenii și se întâmplă un lucru uimitor. Moleculele de apă care oscilează coerent transferă energia câmpului electromagnetic pe care l-au sechestrat, o transferă acestor ioni, acestor biomolecule care se așează la marginea domeniului de coerență și în felul acesta acele molecule capătă energia pentru a intra în reacții biochimice. Deci nu se poate reacție biochimică, interpretabilă în virtutea acestor noutăți, care să se producă fără a câștiga energie donată de apa din aceste domenii de coerență. Sunt lucruri uimitoare. Aceste domenii de coerență interpretate într-o octavă superioară pot fi asimilate unei societăți, unei etnii care nu vrea să dispară și cheia pentru a nu ajunge la dispariție este păstrarea informației inițiale, păstrarea originii și păstrarea cu orice preț a coerenței. Adică putem spune că apa păstrează în ea memoria de la începuturi, adică noi am putea, dacă am avea aparatele specializate, să descoperim în molecule de apă informații. Aceste domenii de coerență se fac și se desfac. Ele nu sunt nemuritoare, dar rezistă, adică pe perioade... Adică este ca un fel de CD refolosibil. Refolosibil. Adică acum are o anumită informație, o poate da, asimilează alte informații, sau în momentul în care este forțată sau să asimileze o informație nouă, o pierde pe cealaltă. Putem vorbi ca în cazul cristalelor de un fel de purificare. Dar apa este un cristal. Apa este un cristal. Toate structurile acestea sunt simetrice, au acte și de simetrie. Și în acest context, experimentele făcute de Masaru Emoto și ceilalți care... Sunt ușor explicabile. Dacă ținem cont de ce ne ajută și ne informează Vitiello și Carlo Ventura prin deducțiile lor experimentale. Și acum niște consecințe și practice pentru oameni. Pentru că, iată, noi suntem cât la sută din corpul unui om este apă. 70%? Mai mult? 60-70%. Având această capacitate apa, înseamnă că și din perspectiva modului în care noi gândim și simțim, noi o impregnăm și impregnăm numai apa din corpul nostru, impregnăm și apa care este în imediata noastră vecinătate. Apa pare să fie un instrument pe care dacă noi știm cum să-l folosim, ne poate schimba viața. Iată, experimentul lui Masaru Emoto și foarte pe scurt, că poate toată lumea știe, au arătat că în momentul în care un grup de oameni se concentrează, spun o rugăciune, impregnează apa cu un anumit tip de muzică, cu cuvinte care au anumită semnificație, apa își schimbă încărcătura și folosirea ei ulterioară generează efecte în direcția impregnării făcute inițial.
Și mai mult decât atât, în experimentele și în comunicările acestea despre care am început să discutăm, moleculele de apă poartă o informație care trebuie înțeleasă cu foarte mare justețe, pentru că, iată, la ora actuală în lumea medicală există o contradicție între infecționiști care susțin că boala Lyme, cea care este indusă de Borrelia burgdorferi, nu poate să existe decât în formă acută, când este perfect tratabilă, și că boala Lyme cronic, cea cu 1000 de fețe, care dă manifestări neurologice și neuropsihice de intensități diferite și destructive pentru individul care suferă de ea. Deci, moleculele de apă din plasma individului respectiv poartă informația acelorași frecvențe între 500 și 3000 de herți ale microbilor, deși în boala Lyme cronic Borrelia nu mai poate fi observată în sânge. Plasma poartă informația. Adică sunt argumente care ne fac să credem că multe dintre bolile moderne au la bală acest microb, dar mediul medical respinge această posibilitate. Mediul medical respinge pentru că are ca și posibilități de detecție niște mijloace care sunt mult în urma posibilităților de detectare adevărată, iar Montagnier susține și că autismul și că foarte multe dintre bolile acestea neurodegenerative de fapt ascund infecții cu diverse virusuri și bacterii care stau la baza mecanismelor patogenice și care sunt confirmate de emisia acestor frecvențe între 500 și 3000 de herți din domeniile de coerență ale lor, ale pacienților. Acum, pentru că nu mai avem așa de mult timp, ce alte noutăți sunt în știință care, într-adevăr, pot genera o revoluție? E o întrebare. Bun, e clar că sunt multe, dar ce credeți că ar fi important acum să ne mai împărtășiți? Domnul Roxin, am citit de curând, există în Statele Unite o universitate, se numește Maharishi, care a reluat, mă rog, nu numai asta este obiectul de activitate, a reluat textele vedice străvechi și încearcă să le expliciteze pe baza noțiunilor și teoriilor actuale de fizică cuantică. Este un fizician cel care a scris articolul pe care l-am citit eu și care este renumit în colectivele de cercetare în domeniul cuanticii și care susține prin deducții matematice că de fapt stările de iluminare, starea de conștiință extinsă, de conștiință modificată pe care o are orice individ care se află în extaz mistic sau în ceea ce numesc orientalii iluminare, de fapt este o stare de coerență, de înaltă coerență la nivelul neuronilor corticali și a neuronilor din întregul sistem nervos central. Deci acum se pedalează foarte mult pe această coerență, pe acest unison de comportament fizic și vibrațional din neuroni. Se încearcă explicarea, reluarea tuturor mecanismelor fiziologice pe care noi le descriem studenților prin prisma acestor cercetări. De exemplu, în fizica, în premiul Nobel de acum, s-au descoperit astfel de proprietăți superconductori, superfluide pe niște suprafețe atât de subțiri
încât materialul care se află în pelicula aceea foarte subțire nu mai poate fi înțeles în tridimensional, ci doar în bidimensional, atât este de subțire. Și s-au văzut astfel de mecanisme speciale, de proprietăți speciale, care au la bază coerența. Dar în spațiile dintre celulele noastre există astfel de dimensiuni, astfel de nanostructuri. Trebuie să reluăm toate fenomenele și să ne imaginăm ce se întâmplă pe niște dimensiuni de ordinul a 10-20 de nanometri, care sunt spațiile dintre celulele noastre, și să înțelegem ce se întâmplă acolo, pentru că este foarte probabil că mimează la aceleași proprietăți pe care le-au descoperit la materiale în condiții speciale. Sunt foarte multe de spus. Sunt foarte multe lucruri de spus. Mai spuneți-ne câte ceva. Măcar punctați câteva dintre descoperirile care, într-adevăr, ne pot pune pe gânduri. De exemplu, revin la Luc Montagnier. În anul acesta, în 2016, a fost invitat de asociații ale pacienților cu boală Lyme din Franța și ale autiștilor, copiilor cu autism. Și el a susținut că are convingerea, după o viață de cercetare, că autismul este produs de infecții care au afectat sistemul nervos al copilului, fie în intrauterin, fie după naștere, infecții care au venit sub diverse forme la copilul respectiv. Vaccinul este posibil să genereze așa ceva? Pentru că există astfel de... Există astfel de teorii. Da. Există astfel de teorii. Și Montagnier susține că, de fapt, se pot pune la punct niște metode și de diagnostic și de tratament foarte ieftine. Foarte ieftine, și care să se bazeze... În seamă? Nu este luat în seamă, este denigrat, este... Adică aici putem vorbi despre faptul că industria farmaceutică nu vrea așa ceva, este neînțelegerea mediului științific față de o viziune revoluționară asupra lucrurilor. Mediul științific este întotdeauna rezervat, foarte rezervat, și pe undeva pe bună dreptate, pentru că nu trebuie să accepți orice fantasmagorie ca fiind un lucru pe care să bazezi o întreagă atitudine științifică. Dar aici este vorba despre experimente. Experimente care au fost reproductibile 100% în toate condițiile în care s-au efectuat. Și ele sunt respinse. Și ele sunt respinse. Iar el este discreditat. Dar nu numai el, nu e vorba despre el. Să spunem că el acum are 82-83 de ani, dar este profesorul Marc Henri, care este excepțional în a explicita comportamentul absolut special al apei coerente din corpul nostru. Sunt acești fizicieni. Adică putem spune că în acest moment, dacă acești oameni ar fi luați în serios și ar fi sprijiniți, am găsit metode foarte ieftine de vindecarea cancerului, Parkinsonului? Nu știu dacă de vindecare. Eu nici nu spun acest lucru. Eu doar, prin intervenția mea, am dorit să atrag atenția asupra acestor cercetări. Am vrut să sensibilizez auditoriul într-un timp foarte limitat despre existența acestor informații și fiecare să caute și să citească și să înțeleagă lucrurile. Cred că multe minți avizate și atingerea unei mase critice informaționale, cât mai mulți indivizi să cunoască lucrurile astea, duc la o explozie în răspândirea și în accepțiunea științifică. Da. În orice caz, este, acum vă vorbesc și din punctul de vedere al imunologului, dacă vrem să numim așa un om care predă de niște ani imunologie studenților în anul 3, cu certitudine în bolile autoimune și în bolile neurodegenerative, trebuie
luată în considerare o ipoteză infecțioasă. Ori dacă poți să o detectezi prin astfel de mijloace, să le permitem să pună la punct astfel de mijloace și să detectăm în timp util și cu costuri mici. Vreau să vă spun că acest colectiv francezo-italian a ajuns într-o foarte mare disgrație. Eu nu am verificat foarte bine lucrurile, dar ei au ajuns la constituirea unor repertorii electromagnetice care corespundă tuturor medicamentelor alopate, deci niște versiuni electromagnetice pentru toate medicamentele. Asta mi se pare ceva SF aproape. Adică, da, e SF. Adică e vorbim greu de variante electromagnetice în care nu mai iei penicilină, da, ci primești o informație electromagnetică care are efect de penicilină în corpul tău. Bun, iată, haideți în minutele pe care le mai avem până la sfârșitul emisiunii să dezvoltăm puțin acest lucru, pentru că mi se pare absolut fascinant. Adică putem înlocui toate aceste medicamente care au multiple efecte negative prin ceva, printr-o variantă alternativă, care înseamnă doar informația conținută de acel medicament, fără consecințele negative. Deci nu mai este agresiv? Ei așa susțin. Eu am citit articole în această direcție și am văzut bănci de date care să corespundă ca și frecvență electromagnetică diferitelor medicamente, plantelor, chiar și preparatelor homeopate. Acum, măsura în care aceste atitudini terapeutice vor fi acceptate, vor da roade economice, nu știm. Dacă privim din perspectiva acestor confirmări care vorbesc despre faptul că impregnarea informațională este o certitudine și că, iată, în cazul teleportării de ADN, informația care s-a transferat într-un mediu care n-a fost niciun moment în contact fizic cu mediul mamă, a putut să susțină apariția unei secvențe de ADN, ne arată că, într-adevăr, ce spun acești oameni de știință, și anume că se pot crea alternative electromagnetice la medicamente, este un lucru cert, este realizabil, doar că mai trebuie să existe și avizul organismelor care au control asupra, pentru că aici vorbim deja despre aproape despre magie. Sigur, vorbim despre magie și acum extindem un pic magia, completez cele pe care le-am spus mai devreme cu încă niște informații. Este un lucru dur, dar este descris de Montagnier în articolele sale, la pacienții cu infecție cu HIV, da, care au fost tratați cu antiretrovirale și care au răspuns foarte bine la tratamente. Luându-se plasma și analizându-se, s-au recaptat aceleași zone de ultrajoasă frecvență de emisie electromagnetică, între 500 și 3000 de herți. Deci faptul că pacientul a răspuns la terapie foarte bine nu a eliminat informația din apa pe care o conține atunci, plasma. Aici putem intra deja în teoria conspirației. Nu. Pentru că acum se știe că există această luptă și la nivel de instrumente sau aparate psihotronice. În momentul în care vorbim de principii, nu spun că este așa, în momentul în care știi că o anumită frecvență între 600 și 3000 de... 500 și 3000 medii. Așa. Favorizează producerea anumitor boli, deci menținerea acelei frecvențe în celule. Nu, ea este doar un martor al trecerii virusului sau bacteriei respective prin organismul pacientului. Dar, mergând tot pe acel experiment care este confirmat,
acea informație, dacă găsește, bun, bacteria a trecut, informația există, dacă are cu ce să construiască, poate genera... Asta este marea întrebare. Asta este marea întrebare și este continuarea nespusă a experimentelor. Pentru că dacă este așa, înseamnă că impregnarea informațională poate să fie o armă prin care dacă cineva vrea să îmbolnăvească, fără să existe nici măcar o singură urmă, o dovadă fizică a îmbolnăvire, a actului de îmbolnăvire premeditată, o s-ar putea face folosind aceste principii. Teoretic, în orice caz, lucrurile sunt destul de alunecoase și de deconcertante, așa ca și consecințe, mai ales că s-a observat foarte clar că flora se profită, flora care ne ajută pe noi să trăim, să ne menținem o imunitate corectă, nu emite semnalele în această bandă de ultrajoasă frecvență. Deci numai microbi patogeni, virusuri patogene dintre cele care au fost studiate. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Timpul zboară când discutăm astfel de subiecte. Este foarte interesant. Cu siguranță mai sunt multe de spus, dar dacă este să subliniez două lucruri care au fost puse în evidență în această emisiune, este faptul că teleportarea de ADN este posibilă și teleportarea informațională. Da? Care generează după aceea un ADN aproape identic, este posibilă și că, iată, se lucrează și există argumente solide pentru crearea unor medicamente electromagnetice, care înseamnă ca printr-o informație de acest fel să se substituie medicamentului clasic pastilei, injecție pe care o cunoaștem cu toții. Sigur că sunt mult mai multe lucruri care ar putea fi subliniate, nu mai avem timp acum. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-ați împărtășit aceste lucruri. Toate cele bune și dumneavoastră, ne vedem peste o săptămână.